Micile șănțulețe verticale de pe frunte sau din colțul ochilor apar din diverse motive. Ridurile sunt binecunoscutele imperfecțiuni ale feței, care apar mai ales la nivelul frunții și la nivelul colțului ochiului. Ele apar de cele mai multe ori după vârsta de 40 de ani, însă nu este o regulă, pot să apară și mai devreme, având ca factori determinanți mai ales factorul genetic, expunerea la temperaturi extreme, ori prea frig, ori prea cald, trecerea de la o temperatură la alta, brusc, consumul de alcool, de tutun, de cafea la fel, determină apariția mai rapidă a ridurilor. Ridurile de expresie sunt date mai ales de râs, dar și de celelalte grimase pe care le facem. Sigur, sunt și ridurile de expresie, sunt ridurile care apar între sprâncene la persoanele purtătoare de ochelari sau cu defecte de vedere. De asemenea, la aceste persoane apar foarte adesea ridurile orizontale de la nivelul frunții, așa încât ridurile de expresie sunt destul de comune în clipa în care avem o grimasă pe care o facem în mod constant. Atât doamnele cât și domnii, odată cu trecerea anilor, se pot trezi cu riduri. Sigur că da. Bărbații sunt afectați în aceeași măsură ca și femeile, poate nu dau aceeași importanță acestor riduri, însă sunt destui pacienți de sex masculin care au riduri foarte adânci. De cele mai multe ori, ridurile lor sunt mult mai puternice, mai ales aceste riduri dintre sprâncene. De cele mai multe ori ei pentru acestea vin și pentru ridurile orizontale la nivelul frunții, iar tratamentul este absolut identic ca și la pacientele de sex feminin. Ridurile pot fi tratate atât cu ajutorul cremelor, cât și prin injectări cu acid hialuronic, dar și cu toxina botulinică. Printr-un tratament balansat, există metode de tratament care includ și mezoterapia, care e foarte eficientă, care hidratează și vitaminizează pielea într-un mod foarte frumos, pentru că pielea este o barieră foarte bună în calea substanțelor din exterior. Asta face ca acele creme cosmetice pe care le folosim noi să pătrundă doar în mică măsură în piele. Atunci aceste tratamente medicale de medicină estetică apar ca singura soluție pentru un tratament cu adevărat eficient. Cu ajutorul medicilor esteticieni ne putem întineri în doar câteva minute prin doar câteva injecții. Sigur că tratamentele cosmetice sunt foarte eficiente chiar înainte de apariția ridurilor, însă ridurile nu pot fi complet prevenite, așa încât în clipa în care apar este necesară o corecție a ridurilor. Corecție care, iată, se poate face destul de simplu și fără pericole, fără probleme. Într-un mod natural se restabilește volumetria feței, se poate face acest lucru cu agenți de umplere, cum este acidul hialuronic, prin care umplem ridurile nazolabiale, prin care corectăm conturul buzelor, prin care putem umple ridurile adânci care apar fie pe obraji, fie chiar și pe frunte, pe de o parte, și pe de altă parte cu ajutorul toxinei botulinice, care realizează o paralizie a musculaturii. Înainte de vizita la estetician, trebuie să urmărim câțiva pași foarte simpli. Din discuția cu medicul estetician apar anumite restricții pe care le au pacientele care fac acest tratament, restricțiile nefiind foarte greu de urmat. Înseamnă să nu ia tratament antiinflamator 2 zile înainte, 2 după injectare, să nu consume alcool în această perioadă. În rest, și să nu se expună la căldură excesivă în cazul toxinei botulinice. Alte restricții pacienții nu au. De asemenea, din discuția cu pacientul, se pune la punct faptul că el nu a avut în antecedente procese inflamatorii la nivelul feței sau, cu atât mai mult, în prezent. În aceste situații se ia un tratament medicamentos și apoi se poate face procedura cu ușurință. După vârsta de 40 de ani, ridurile își pun amprenta pe fața noastră. Fie că sunt de natură genetică, fie că sunt riduri de expresie, aceste mici imperfecțiuni pot fi rezolvate în doar 5 minute printr-o vizită la medicul estetician.